Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod Forță, suntem din nou pe Titan România Roleplay, am redeschis serverul, suntem aici în Forță, suntem la primărie, ne-am luat jobul de muncitor pe șantier și acum așteptăm autobuzul să vină să ne ducem la job. Acum să vină autobuzul ăia. A, uite autobuzul, stai să-i fac cu mâna. Dă-te-o pe margine că vine autobuzul. Aoleu, domnul șofer. Dați un pic mai spate că nu pot de stâlp să mă sui. Așa, gata. Hai să ne suim toți. Domnul șofer, a, uite că a venit și colegul. Hai de sus, gata, suntem toți, putem să plecăm, domnul șofer, să se suie și colegul. V-ați pus centurile toți? Da, nu există. Astăzi o să... Ia uite, m-am pus pe locul în față și sunt colegul aici cu domnul șofer, dacă puteți vedea. Da. Ce faceți, domnul șofer? Haideți că vă spun eu drumul, că îl știu. Faceți dreapta aici, ușor, faceți dreapta. Eu n-am mai făcut această rută, că am... Păi, dreapta aici, de asta m-am pus aici lângă dumneavoastră. M-am angajat aici nou și nu... Da, nu vă faceți griji, că de asta m-am pus aici în față să vă dirijez. Mamă, ce pantofi aveți! Dă-mi piele! Da! Suntem obligați aici la serviciu, domne, ca așa la costum, a? Da. Înainte, dați-i mai blană acum, că trebuie să intrăm și pe autostradă. Salut! Aolo, mamă, ce m-am speriat! Aici în dâmb. Mai în față, aici faceți dreapta. Aici dreapta iarăși și o luați pe asta la stânga, cum ar veni. Așa, așa. Haideți, domn șofer, că pricepeți aici la condus. Că e greu cu autobuzul să intri pe drumurile astea. Este. Am lucrat în Germania. A, să făceați România, Germania, de-astea așa țări? Da. Gata, aici uite să-i dați tare, că am intrat cum ar veni pe autostradă. Mergeam pe comunitate aici. Frumos, să-mi place. Nu prea sunt obișnuit aici cu drumele din România. Da. Noi ne ducem la servici, ne-am angajat pe șantier aici și ne-a zis că ne dă transportul, e gratuit. Să lăsăm... Puteți să puneți uniformele acolo sus, în sertar. Păi nu, că avem vestiar acolo și acolo, ne le luăm hainele de acolo. Sigur. Da. Foarte frumos. Aici trebuie să lăsați ușor, că e vamă. Da, imediat să dau geamul jos. Bună ziua, aș și dori și eu să trec vama. Zici că suntem la muncă. Mulțumesc. Așa, haideți că am scăpat. Aici faceți dreapta. Să o lăsați ușor. Că... Și aici stânga. Aici te zăpezi că aici e circulație mare. Da. Cu drumurile astea. Trebuie să-i dați mai tare pe aici, pe drumul ăsta. Da, nu prea merge. A, e limitat. Da, am înțeles. Dreapta aici. Aici o lăsăm că... Da. E în localitate aici. Să face stânga acum. Haideți până pe aici. Da. Mai în față. Dreapta. Și stânga iar aici. E lung rău autobuzul ăsta.
Este, mi-a dat și mie un autobuz. Eu am lucrat pe un autobuz Microbuz? cât mai mic. A, dreapta aici. Dar văd că mi-a dat unul mai mare Uitați, că... aici lucrăm noi, aici facem un bloc, aici pe stânga. Da. Mi-a dat un autobuz mai mare pentru că... Să faceți stânga aici. Și imediat stânga, intrați aici, o să vedeți. Uitați aici. Mi-a dat un autobuz mai mare Aici, pentru că... acolo. Dacă puteți să intrați acolo, că ați trecut. Imediat. S-a deschis acum firma nouă și nu prea sunt șoferi. Păi ați Și... trecut. Era mai în spate. Imediat. Am făcut un pic. Ca să pot să fiu cu fața direct, ca să vedem. A. Să nu mai întâmplă, nu știu dacă îmi dă voie acolo. Am înțeles. A, să vezi cu fața să plecați. Da. Mulțumim mult, să trăiți. Să trăiți. Haideți, colegii, să mergem. Tati, și-a pot să trec? Vine ce? Dacă nu vine Da, nimic. Mă duc repede să mă schimb vestiar aici. Uite cum mai e un coleg aici, ne așteaptă. Suntem mă, pe server, vă așteptăm pe toți să aveți IP-ul de la Discord și... Domnilor, am uitat să vă spun că la ora 2 microbuzul pleacă din nou. A, mulțumim mult! Cu plăcere. IP-ul o să-l aveți în descriere de la serverul de Meteo și Discord-ul, bineînțeles, în descriere o să-l aveți. Și vă așteptăm pe toți cu drag să-l distrăm pe server. Să ne uităm cât e ceasul, că s-ar putea să pierdem și autobuzul. O, e ora 8 și jumătate. Jobul acesta o să-l puteți lua de la primărie și să vă apară checkpoint pe hartă unde trebuie să vă duceți, ca să ajungeți în această locație, în caz că nu știți. Băieți, cred că ar trebui să... Da, colegul, merge bine, merge bine. Dar cred că ar fi timpul să plecăm. Să nu ne aștepte nici domnul cu autobuzul. Atât de Da. mult. Mai lucrați puțin aici să... Vă aștept la vestiare acum, după ce termin aici, mă duc la vestiare și vă aștept pe toți să plecăm toți. Mă duc la vestiare ca să nu ne așteptăm nici domnul cu autobuzul, să vă schimbați și veniți și voi. Băieți, haideți că a venit domnul șofer. Hai, colegul, că te așteptam să te schimbi. Schimbă-te acolo, că te așteptăm.
Te așteptăm să te schimbi. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, bună ziua, hai Alex, urcă-te! Bună ziua, colegul! Hai că îți stau tot eu în față aici. Da, da. Să zic drumul acum de întoarcere. Samba, be, picior. Păi nu, că știu... Stai puțin, stai puțin să mă dau jos, că... Fii atent acum. Dă-i, dă-i, dă-i. Fă dreapta. Da, domne, țin și eu minte. Și stânga acum. Și acum prima intersecție stânga și cred că știi de aici. Da, da, sigur. Trebuie să-i dați tare, cât dulce. O, suntem aici. În oraș și noi. Suntem aici, domnule, în oraș și să nu-i dăm tare, poate ne prinde poliția. Da, aveți dreptate că suntem aici. Poliția e mai nasol. Da, 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 ne mai luăm și oameni. Mai bine mai aici, tu sunt pe autostradă, dai, dă, da. Momentan, o ține așa, nu zici. Băieți, așezați-vă jos, că trebuie să trecem vama. Da, 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 așezați-vă ca să nu... Da, da, da. Bună ziua, am un transport de persoane care s-au dus acum la serviciu și vrem să trecem vama înapoi. Mulțumim, doamna agentă, la revedere. Am scăpat și din data asta. Așa, da, bă, băieți. Nu, că eu mă cunosc cu doamna de aici, de la barier. Că am mai trecut, când mergeam în Germania, încolo pe aici trecea și... Foarte bine. Domnul, opriți repede unde puteți, că mă trece... Imediat, stați așa, hai, descoperim aici. Așa repede, aoleo. Stați așa, să nu vă uitați. Nu, nu, nu. Gata, haideți, haideți înapoi. Hai, Adriane, hai! Doamnă șofer, dar pe dumneavoastră cum vă cheamă? Siminu Xevi, domnule. Aha, ok. Ce mai vreți, transporturi? Nu, da, dar am terminat. Dacă așa, vă las numărul meu, scot o foiță și vi-l scriu. Dacă să mai aveți nevoie de transport la serviciu sau așa, o spuneți, doamne. Da, ok. Pe dumneavoastră cum vă cheamă? Mario, Mica.
șeful nostru, cum îl cheamă? Nu știu, că nu l-am cunoscut, că sunt nou aici. Poate am să ne cunoaștem mai bine pe viitor. Poate, cine știe. Da, da. Nu stați că mă sunase patronul de la firmă. Mă cheamă Alexandru Ionuț. Alex Ion sunt supra-denumit. Nimic, m-a sunat că am făcut lucrarea bine. Stâng aici. Da, da. Foarte bine. Am să vă las numărul de telefon imediat vreau scriu când ajungem. Păi să mi-l dați ca să-l trec în telefon. Puteți să-l ziceți că l-am aici și să-l scriu. Parchez aici, domnule, stați așa. Să ne știți numărul dumneavoastră, să-l scriu. Imediat. 0768. Da? 503. Da? 732. Gata, v-am dat un bip. Mulțumim mult, să trăiți, o zi frumoasă. Vreți să vă lăsăm altundeva? Nu, lăsați că mergem pe trotuar. Da, 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 mă pun și eu să mănânc. La revedere. La revedere. Băieți, cam atunci cu acest episod roleplay. Am fost Alex alături de băieții de Siminiuc, Sima, Marionica și nu ultimul, dar cel de nume Adrian Savo, care mi-a fost cam puțin, dar a fost un roleplay frumos și el mi-a plăcut Caterin ca maxim. Aici aveți parcarea unde vă puteți lăsa auto-uturismele. Am parcat-o frumos aici. Eu să mă să-mi iau râșnița asta de Logan. M-am asigurat frumos. E frumoasă mă râșnița mea de Logan. Vă așteptăm pe toți pe server să ne distrăm. Uite și autobuzul. Vă pup. Ia uite, asta s-a suit la mine, mașina a vrut să suie la el, s-a suit la mine. Loganul ăsta merge, e zăpadă pe server, te dai de cur cu Loganul, uite. Iuuu. Vă pup, salutare tuturor, aveți link-ul și IP-ul serverului de Metea în descriere și link-ul de la Discord în descriere. Vă pup, salutare și o zi faină.